Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Este weekend și am să fac o etalare pentru acest weekend. Etalarea ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi. Se grăbește o petrecere, un eveniment, o bucurie pentru suflet, pentru inimă, un câștig chiar la un joc, poate, un câștig într-o competiție, poate vine și un rezultat la un examen, spre exemplu. Văd că aveți aici chiar o idee, un intelectual, scrieți, mai învățați, mai studiați, voința gândului vostru poate să vă aducă să găsiți o soluție, o idee bună. Haideți să vedem ce energie vor fi în acest weekend. Voi folosi așadar un pachet de cărți de oracol pentru a vedea care ar putea fi energiile weekendului în planurile importante ale vieții de zi cu zi. Și ca să fie mai personalizată etalarea, voi face trei variante. Fiecare variantă este reprezentată de un cristal. Folosesc cristalele și pentru a ajuta la curățarea energiilor acestui weekend, cât și pentru a ridica frecvența, accelera îndeplinirea dorințelor, dacă aveți o dorință, vă puteți gândi la aceasta, și să vedem ce dezvăluie cărțile de oracol la varianta aleasă, care ar putea fi energiile, să vedem și care ar putea fi numerele norocoase pentru acest weekend în funcție de varianta aleasă. Dacă doriți să jucați la loto sau la alte jocuri și vă interesează numere, ați vrea să știți niște numere care ar putea fi norocoase. Bineînțeles, e vorba de o citire intuitivă generală care se poate potrivi mai mult sau mai puțin cu realitatea. Este și normal să fie așa, pentru că este vorba doar de o interpretare a unor energii care apar prin intermediul acestor cărți și, bineînțeles, captate intuitiv. Haideți să vedem. Wow! Ar putea fi un weekend de bucurie, să știți. Aceasta e energia pe care o căutați, pe care o aveți sau pe care o veți avea în acest weekend, a bucuriei, a unui câștig. Ambiția, determinarea de a avea un weekend frumos poate să vi-l aducă să fie așa de frumos pe cât îl doriți voi sau chiar și mai mult. Chiar să fie peste așteptările voastre. Deci ar putea să puteți să aveți o bucurie neașteptată, ca și cum ai descoperi o comoară, ca și cum realizezi brusc că stai pe un sac de bani, să zic așa, că ai în sufletul tău, în inima ta, exact ceea ce ai nevoie ca să fii fericit și în felul acesta o reflecti și în afara ta, te bucuri de tot ce ai în afara ta, pentru că deja tu ai în interiorul tău, în sufletul tău, în inima ta, în mintea ta, bucurie, fericire, gânduri pozitive. Și aceasta creează are o putere foarte mare de a avea un weekend foarte plăcut. Așadar, în acest weekend se pare că energia generală a weekendului este a unei bucurii, exact, a unor câștiguri, a unor beneficii, a unei prosperități. Poate că veți avea, chiar indiferent pe unde sunteți, ce faceți, cu ce vă ocupați, vă veți simți cumva că aveți ce vă trebuie sau că puteți găsi. Veți fi mai încrezători, poate, mai optimiști. Veți gândi mai pozitiv, veți căuta soluții, le veți găsi, veți descoperi că aveți un dar, un talent și că vă puteți câștiga niște bănuți, avea un rezultat pozitiv. Apar și petrecere aici, văd că apar motive de bucurie. Haideți să vedem, în funcție de varianta aleasă, ce energii vor fi în acest weekend, în planurile importante ale vieții de zi cu zi. Exact. Poate că este vorba și de o energie a unei petreceri care o aveți voi. Poate aveți un eveniment, o căsătorie, o întâlnire cu o persoană dragă. Poate apare un contract, poate apărea un parteneriat. Căutați, voi căutați o relație de căsătorie. Căutați o relație care să vă aducă beneficii pe toate planurile, care să vă facă să fiți fericiți, să vă simțiți iubiți de Dumnezeu, să vă simțiți norocos, să vă simțiți împliniți. Și poate că chiar aveți deja această relație și în acest weekend vă dați seama ce importantă, ce comoară de persoană aveți lângă voi, ce persoană importantă este partenerul sau partenera voastră, sau vă veți dori această energie, această persoană și gândirea voastră optimistă cumva vă face să fiți atrași de o energie a unor
bucuria unor reușite, a unor parteneriate serioase, sănătoase și puteți cunoaște chiar pe cineva care să devină în viitor pentru voi un partener. Vă puteți descoperi un talent care să vă aducă chiar un succes sau veți descoperi ce job bun aveți, ce contract sănătos, serios aveți, sau chiar desface un contract. Apar niște beneficii. Deci în acest weekend pare un weekend de evenimente, de bani, de câștiguri, de bucurie, dar care vine și datorită unei ambiții. Ca și cum nu renunți să crezi în bine, nu renunți să crezi că ți se împlinește dorința, nu renunți să crezi că persoana iubită îți va cere să te căsătorești, să vă sfiți împreună, să se întoarcă la tine. Cumva e astfel de speranță, de fericire, care vine în dragoste, vine în familie, văd aici că apare chiar o căsătorie, o cerere în căsătorie, o familie, un parteneriat, un contract, un succes. Deci astăzi, mâine, poimâine, în aceste zile, pot apărea energiile unor reușite, unui succes meritat, pentru care v-ați străduit, dar s-ar putea să vină, chiar să vină cu ceva în plus decât v-ați așteptat, să depășească așteptările voastre, să fie și surpriză. Poate veni și o surpriză, că aflați că cineva se căsătorește și vă bucurați, cum ar veni să spună copiii, că vor să se căsătorească sau că au câștigat o sumă de bani sau că și-au găsit un job sau alte evenimente, aniversări, pot fi aici în weekend chiar aniversări, întâlniri cu familia, cu prietenii și veți descoperi ce bogați sunteți, ce familie frumoasă aveți, ce iubiți sunteți, ce daruri aveți, poate chiar vă descoperiți un talent, vă puneți în valoare în acest weekend, veți fi mai ambițioși, să fiți mai creativi. Pare o energie foarte, foarte pozitivă și ca și numere, poate care vă interesează pentru loterie, pentru că sunt energii generale care sunt valabile pentru toate variantele, sunt numerele 1, 2, 21, 42, 57, 75, 31 și 5. Și haideți să vedem în funcție de varianta aleasă. Varianta numărul 1 este cristalul alb, varianta numărul 2 cristalul mov, varianta numărul 3 cristalul cioche. Și am să încep cu varianta numărul 1, cristalul alb. Vedem ce energii vor fi. Ceea ce știți voi. Voi știți într-adevăr de niște evenimente, știți că sunteți poate și gelozite, aveți o tristețe, poate o melancolie, poate știți că vi se face dor de cineva sau de vremurile când aveați anumite lucruri, când erați cineva, când erați erați admirate, poate, sau când aveați o afacere pe cont propriu. Mai știți și că sunteți o persoană care poate aveți aveți mai multă independență, faceți cam ceea ce vă place, dar mai știți în același timp și că sunteți gelozite de cineva, urmărite, poate chiar hărțuite. Vedeți că cineva vă urmărește, vă hărțuiește sau știți că aveți o tristețe legată de o criză de gelozie a partenerului, spre exemplu, că aveți un partener gelos, poate fi și acest lucru. Sau cineva care vă gelozește, nu neapărat partenerul, poate fi și altă persoană care e geloasă și invidioasă pe voi, că voi sunteți independente sau că sunteți iubite sau că aveți un anumit statut, că aveți o afacere, etc. Știți? Sau că ați fost invidiată, că ați avut o afacere. Știți că ați făcut poate și o clarificare, dar care v-a adus tristețe, această gelozie, ați descoperit această gelozie și v-a întristat sau această invidie, știți? Nu știți. Da, nu știți, e posibil că voi în relație de cuplu aici, pentru una dintre voi, pot apărea în acest weekend și o oarecare doză de egoism sau de nesinceritate într-o relație de dragoste. Nu știți și că pot apărea niște întârzieri, poate, în drumurile voastre. Lucruri care sunt mai puțin, să zic așa, pe față, poate ca frază de niște nesincerități care ține chiar de o haină de stat. Poate fi o persoană care își folosește puțin în exces forța, puterea, să zic așa, abuzează cumva de poziția sa și acest lucru poate că voi nu știți acest lucru, poate știți din cauza unei povești de dragoste, poate fi vorba și care pe cineva și vrea cumva să epateze cum ar veni în relația de cuplu și în serviciul său face niște excese.
sau aflați de trădarea cuiva, poate și acest lucru și apar aici niște întârzieri, niște contrarietăți, poate, sau chiar o hărțuială de care voi știți deja, poate, și acum în acest weekend s-ar putea, sau aveți o persoană, un amant sau iubit, sau soț, sau partener, care totuși vă cam urmărește, poate, vă controlează, vă încearcă să știe el tot ce faceți voi, să vă urmărească drumurile, telefonul, vă cam hărțuiește și acest lucru poate că în acest weekend s-ar putea să vă dezamăgească. Văd că apare aici orică vorbele, niște bârfe legate de un amat, nu vă dezamăgesc, orică nesinceritatea cuiva. Știți, nu știți, ce ar trebui să știți? Să vă păstrați credința. Voi vă duceți poate la vreun eveniment religios, de căsătorie, sau chiar apare un nou contract, o nouă relație. Apare iubirea. S-ar putea să apară iubirea, s-ar putea să descoperiți că ați avut niște neplăceri, poate la unele dintre voi poate să fie și o astfel de situație, că aici e o imagine de ansamblu, să știți că ați avut niște neplăceri în dragoste din cauza unui fost partener care a încercat cumva să vă facă, poate să vă pară rău că v-ați despărțit de el și voi n-ați putea să vă mai faceți o relație pentru că această persoană cumva controlat, v-a hărțuit, v-a amenințat cu ceva sau v-a creat vreo bârfă ceva aici, văd că au fost niște vorbe care s-au scos pe seama voastră, poate și din cauza unei, că orică n-ați fi serioasă, orică ceva aici cumva v-a pus într-un stres, într-o dragoste din cauza unui amant, unui iubit. Fie că l-ați avut, fie că nu l-ați avut, poate voi ați fost o persoană care ați făcut ce ați vrut voi în viață, că sunteți independente, țin de alegerea voastră, dar ați avut poate de a face cu o persoană care consideră că ai fi vreo proprietate, vreun bun ceva și atunci scoate vorbe în funcție de ceea ce crede el de cuvință. Dar nu e că are și dreptate sau că are vreun drept. Și pare că acum în acest weekend, deci descoperă acest lucru, te dezamăgește sau chiar te mai șicanează cu ceva, dar în același timp ar trebui să știi că trebuie să gândești pozitiv sau să ai o inițiativă, că poți avea un succes, poți avea face o schimbare, că îți vin daruri, cadouri, propuneri de muncă, o nouă relație, o nouă dragoste, cineva îți declară o dragoste. Sau vei cunoaște pe cineva care poate fi cineva din străinătate sau care face drumuri lungi, sau îți vin cadouri, îți vin propuneri de muncă, bani din străinătate, apar niște avantaje, apar niște reușite, o realizare. Da, apare ceva, deci poate că voi aveți și niște evenimente, poate că unii dintre voi aveți chiar evenimentul, nu știu, un eveniment să vă duceți pe undeva într-o vacanță, să vă duceți, să aveți niște evenimente în familie sau chiar, poate chiar aveți o logodnă voi, o nouă relație. Și veți descoperi și bârfele care sunt pe seama voastră din cauza vreunui fost. Da, ceva de genul ăsta sau mai încă mai încearcă cumva să vă urmărească, să vă facă vreo șicană, că nu renunță, nu se poate abține. Sau e cineva pe care poate voi l-ați respins, poate că el nu, el face pe îndrăgostitul, dar e de fapt o persoană foarte egoistă și rea. Pentru că din momentul ce l-ai respins și tu iubești altceva, vrei altceva, fie că vrei să fii singură, fie că vrei să fii într-un parteneriat, clar că această persoană n-ar avea ce să caute, să-ți facă vreo neplăcere, dar văd că cumva te și cam te turmentează, te neliniștește, te gelozește. Și apare aici această bârfă care apare legată de un iubit, de un amant. Dar apare un obstacol sau o inamiciție, să zic așa, pentru că e această. Orică tu ai pe altcineva, ți-ai găsit între timp pe altcineva și atunci el o să scoată vorbă despre tine că ai trădat, că ai făcut, că nu știu ce, dar tu văd că îți vezi de treaba ta și tu ești chiar fericit aici, te văd foarte într-o fericire, într-o bucurie, într-o stare de calm. Sau tu ca bărbat, poate ești vorba despre tine ca bărbat, că ți-ai găsit pe altcineva și vreun fost de-al actualei tale partenere sau vreunul respins încearcă să vă pună bețe în roate ca să vă strice puțin relația, dar văd că nu vă pasă, pentru că la voi aici văd că pentru unii aveți și evenimente religioase, orică e botez, naștere, unui copil, nu știu, e aici o căsătorie religioasă, e mai multă credință, fidelitate, poate mai multă maturitate, priviți cu mai multă înțelepciune, puneți pe primul loc ceea ce contează. Vedeți că dragostea, deci în acest weekend, dragostea, parteneriatul, iubirea sinceră, dezinteresată, cumva are mai multă valoare decât bârfele tuturor și inamiciția și răutățile lumii, cum se spune, ura lumii slobodă, că
pe lume, până la urmă vom îngropa, cum se spune, pământul. Mai devreme sau mai târziu, că nu e nimeni nemuritor. Voi vă orientați, văd, în acest weekend chiar să plecați pe undeva, chiar să vă orientați către petreceri, către niște câștiguri, către fidelitate. Chiar aici vă văd cu o credință, cu o fidelitate. Aveți un prieten credincios, aveți pe cineva pe care vă puteți baza. Și poate fi o persoană care are haină de stat, poate fi o persoană care are înțelepciune, poate fi chiar și preotul, poate chiar vă chemați preotul, vă duceți la biserică, fie singură, fie cu partenerul. Vă văd că cu oricum ar fi, vă văd într-o stare de vă liniștiți, vă găsiți liniștea, vă găsiți calmul, nu vă pasă de ce fac alții, de ce zic alții despre voi, că nu este clar despre voi, asta este foarte clar, ce este despre ele, despre ceea ce vor ele sau sunt în stare să facă. În afara casei. În afara casei, într-adevăr, s-ar putea să vă duceți unii dintre voi poate și la biserică, să prindeți vreo lumânare la cineva care nu mai este, sau poate că chiar primiți vreo veste de cineva care trece printr-o tristețe, printr-o singurătate, printr-o despărțire. Eu văd, deci, o văduvă. Poate apărea și o veste de cineva care e văduvă, singură, despărțită, sau sunteți voi care vă gândiți să plecați într-o călătorie. Fiindcă sunteți singură, să vă întâlniți cu familia, cum ar veni. Poate de aceea apar aceste evenimente. Brusc, vă vine ideea. Sunteți singură și ziceți, gata, nu mai vreau să stau singură, că lumea, mă supără lumea din jur, să zic așa, și mă duc pe la niște rude, pe la niște prieteni, mă duc într-o vacanță, faceți deci o călătorie, o schimbare. Și acest lucru vă îmbunătățește starea de spirit, chiar vă aduce multă socializare, poate popularitate, prietenie, vedeți că pot apărea prieteni, familie, socializare în afara casei, deci vă duceți pe undeva, poate, sau primiți invitații să ieșiți pe undeva, să mergeți la niște evenimente sau că vă caută persoane, prieteni, ca să vă ieșiți, să vină pe la voi, să vă duceți pe undeva. Pot fi sau aveți evenimente de familie. Și în dragoste, ei, în dragoste e ceva aici, să știți. Deci s-ar putea să aflați de cineva care trece printr-un doliu, printr-o separare, sau s-ar putea că voi aveți o reușită, o realizare, o dragoste, o întâlnire frumoasă, vreun eveniment, dar cineva, pentru că aici am spus că știți deja de hărțuiala cuiva și voi nu știți aici că cineva cumva e nesincer, e pervers, e cumva și vă poate aduce o problemă, un scandal, un ghinion aici. Orică apare vremea, nu știu, pe societate, ceva care vă întunecă cumva această iubire care o aveți voi, această fericire care o aveți voi. Poate că aflați de cineva, că am zis că aici în afara casei cumva apare o tristețe. Poate că aflați de cineva care cunoșteați voi și poate chiar din cauza unor hărțuieli are niște probleme. Poate că voi știți de cineva, dar nu e vorba despre voi, ci despre altcineva care trece printr-o neplăcere, printr-un ghinion, scandal, divorț, etc., din cauza unei persoane geloase, invidioase, a unui hărțuiel sau poate fi la nivel de societate, că e cineva care poate are vreo gelozie, vreo invidie, ceva și atunci creează niște neplăceri în pragul casei cuiva aici. Și voi aveți acea persoană acolo. Cum ar veni, aveți pe cineva care vă spune, uite ce se întâmplă pe la mine, pe unde stau eu, ce probleme sunt din cauza invidiei, geloziei cuiva. Dau un exemplu. Că apare așa o situație, sau când sunteți voi plecați într-o vizită, se întâmplă ceva, cum ar veni vreun fost, vreo fostă, vine și îți aruncă în pragul casei cine știe ce, lucrătură de mort, spre exemplu, vrăji, farmece, că aici apare și astfel de situații, neplăceri, sau îți face vreo dezordine, îți face vreo mizerie, cine știe, un dezechilibru. Aveți de-a face cu o persoană puțin dezechilibrată sau chiar vă amenință, că dacă ieșiți, vă duceți, vă întâlniți, faceți sau veniți, când, dacă vă întoarceți, cumva e o amenințare aici care ține de viață și de starea voastră de siguranță. Dar aveți o vizită reușită, aveți misia, sau mai poate fi la altele persoane, pentru că vă curățați energiile, chemați preotul în casă, cumva curățați această energie care era foarte conflictuală, foarte rea, a dezastrului, a dezechilibrului, a bolii, a amenințării, cumva și o curățați și vine până la urmă, vă caută să întoarce la voi persoana care va trădat, poate fi și acest lucru cu care a fost foarte geloasă, a supărat pe voi din gelozie sau din alte bârfe, din intrigi, cumva, cumva ceva, deci credința voastră face și miracole. Cam asta e ce văd aici la această variantă. Haideți să vedem și la varianta numărul 2, piatra, deci o clarificare o veți face în weekend. Haideți să vedem și varianta numărul 2, piatra mov. Să vedem piatra mov cu ce energie vine. Energii foarte puternice la acest weekend, să știți totuși.
dar care pot fi contracarate cu optimism, cu această energie pe care o veți căuta voi, a bucuriei. Știți deja de niște vești, de niște petreceri voi, știți deja de niște invitații, de niște ambiții, știți aici că aveți de-a face și cu niște rivalități, cu niște răutăți legate de musafiri, de petreceri, de... poate chiar în familie aveți niște răutăți. Cineva care are așa un mod mai răutăcios să vă dea o veste, sau știți că ați primit o veste proastă de cineva care nu i-a mers o treabă, sau de un examen, cineva care a pierdut totuși o chestie, un examen, un proiect, ceva, poate și din cauza unor răutăților cuiva, sau că e vorba de rivalități, da, aici cumva știți de niște evenimente, că le aveți sau că le veți avea, că le-ați avut, aveți niște invitații, musafiri, vă veți duceți, primiți, ați fost deja, ați primit deja, știți, nu știți. Nu știți că aveți însuși în acest weekend, poate într-o relație de cuplu, pe cineva care vă e dușman aici, poate fi și o persoană singură care ar vrea să se căsătorească, poate, și, sau e vreun fost partener de-al vostru, poate chiar, sau chiar să nu ajungeți într-o relație cu partenerul, că de aceea poate contează familia, dragostea aici. Pentru că s-ar putea ca această persoană, aici are, văd, apare și o situație, orică aflați de cineva că din cauza unei dușmănii rămâne văduv, singur, are o situație dușmănoasă, ca și cum, nu știu, din cauza unor dușmănii, unor hărțuieli, unor neplăceri, partenera sa de viață se îmbolnăvește și cine știe ce se întâmplă, sau se despart, sau apar aici niște hărțuieli, niște dușmănii. Orică voi veți avea, deci nu știți că veți avea vreo neplăcere cu vreun căsătorit, care poate are pică pe voi, care poate are, vrea cu voi, poate o relație și pentru, sau o fi vreun fost care ar vrea împăcarea cu voi și apare o hărțuială, o dușmănie, dacă voi nu vreți să vă întoarceți la el sau să-l acceptați să se întoarcă în viața voastră. Cumva e o astfel de situație, știți, nu știți. Și ar trebui să știți, să gândiți pozitiv aici. Văd că deci, dacă sunteți cumva într-o despărțire sau despărțite, voi veți avea o reușită. Ar trebui să știți că trebuie să gândiți pozitiv, să aveți încredere. Copilul pare că, dacă aveți copil, pare că puteți avea o reușită printr-un copil sau apare chiar o sarcină pentru unele dintre voi. Poate fi o speranță nouă de un serviciu, de un job. Văd că vă îndrăgostiți, poate apare chiar o nouă relație pentru unele dintre voi. Vă separați de cineva sau sunteți deja singură și în acest weekend aveți parte să vă cunoașteți pe altcineva sau apare chiar împăcarea. Din această dușmănie poate îi pare rău acestui partener cu care voi ați avut o neplăcere și văd că cineva regretă și s-ar putea să se întoarcă înapoi. Poate cineva care e mai ranchiuros, mai dușmănos, ați avut cu el o neînțelegere, o răutate, poate și din cauza unui copil, poate care are copil cu alta, poate fi o persoană care a mai fost căsătorită, sau din cauza unui tânăr cu care el are o relație sau o prietenie, sau e cineva dușmănos care s-a băgat între voi, a intervenit între voi. În orice caz, în acest weekend, vă văd că ar trebui să știți că trebuie să gândiți pozitiv, că vin speranțe de noutăți, de vești, de un copil sau de o dragoste sau de un contract sau... Deci acestea sunt niște noutăți care vin pe mai multe planuri. Ele pot fi așa să lumineze toată viața. Pe toate planurile să-ți vină niște noutăți sau într-un anumit segment al vieții, aici depinde și de energia ta, cât de puternică este, cât de pozitivă este. Pentru că văd că poți avea armonie, poți avea bucurie, poți avea o dragoste, o liniște, să zic așa. Doar în casă, pe casă, totuși e ceva care te îmbolnăvește, o dezamăgire. Poate că ai pe cineva bolnav, sau afli de cineva care trece printr-o tristețe, trece printr-o boală sau nu, ești într-o singurătate. Pentru că am zis aici că ai o dușmănie cu un bărbat, din cauza unui bărbat, și ești într-o singurătate, într-o tristețe, într-o neplăcere și ai nevoie de vindecare, ai nevoie să te însănătoșești, ai nevoie să-ți creezi, să-ți ridici vibrația, să-ți cureți energia, poate, pentru că să gândești pozitiv, să cauți compania unei familii, poate, a familiei, a prieteniei, a persoanelor care sunt prietenoase. În afara casei, apare, ai rivale, ai o rivală, ai o noutate, ai o, poți cunoaște pe cineva mai tânăr, dar apare și o rivalitate, ai o persoană rivală, o prietenă falsă, adică, care umblă cu vești. Aici are o ambiție, cumva, aici ea ori vorbește despre tine altora, ori să nu ai probleme în căsnicie sau rivalitățile sau neplăcerile care le ai să le ai tocmai din cauza unei false prietene care știe veștile, știe ce faci, tu îi te confesezi.
Că de bine, că de rău, că spui aventurile, că spui ideile, că spui proiectele, gândurile, să zic așa, ea cumva le folosește, are și o ambiție, văd aici, ea are, sau mai are pe un tânăr aici cu care ea, pentru acest tânăr face această situație, sau văd aici că e o ambiție, văd că e o noutate, are un câștig, vrea să câștige ceva, are o ambiție, ceva. Deci e cumva, ori are un copil și ea și vrea să-l aducă pe copilul ei să câștige ceva prin ceea ce... Deci ai o rivală în orice caz. Fie că e rivală, gelmancă pentru copilul tău, pentru că copilul tău are o reușită, are ceva aici, niște noutăți, niște câștiguri și vrea să te aducă într-o pagubă, într-o pierdere, într-o dezamăgire. Cumva, e așa, deci cumva în afara casei undeva primești vești. Foarte posibil să primești vești sau să-ți dai seama, pentru că îți dai seama aici din cauza că ai o prietenă, o rivală, o prietenă falsă, care umblă chiar cu intrigi, să-ți creeze niște probleme. Poate că chiar îți umblă cu intrigi. De aceea te văd aici în casă pe tine într-o mare dezamăgire, într-o mare tristețe. Vrea să te îmbolnăvească, poate, are ambiția să te ducă într-o situație de boală, de tristețe, de depresie, de... A te scoate din joc, poate. Vrea să te scoată din joc. Poate fi o rivală pe tine care vor veni să nu cumva să ai tu succes în societate, pentru că te văd că tu știi aici de un succes care, de un eveniment, de o popularitate, poate, de o ceva. Și această persoană cumva poate are pică pe tine, pentru că tu ești mai creativă, poate mai sociabilă sau nu știu, ai vreun succes sau ești frumoasă sau cine știe ce poate fi și această falsă prietenă din afara casei, care poate fi chiar cu haina de stat sau lucrează la stat sau a avut ceva, are, poate fi și o văduvă, o persoană divorțată, singură sau cu ochii verzi albaștri, ea are această ambiție cumva, e o rivală pentru tine. Poate avea chiar și un copil mai sportiv, așa, o persoană care o ajută, alergă pentru ea, e mai ambițioasă, dar cu care... Dar are niște pierderi, poate, sau ea vrea să te aducă pe tine niște pierderi. Să-ți pierzi, poate, să nu mai ai, poate, nici cu copilul tău, poate, o bună relație în afara casei, cum ar veni, sau... Deci cum ai aici o falsă prietenie care cumva o afli, vești. Și în dragoste, ai noroc, deci tu ai noroc, ai reușită, dar într-adevăr ai o tânără, o femeie, văd aici o femeie mai blonduță, pare, care e bârfă. Deci îți creează, vei afla niște secrete. Vei afla niște secrete. Poate ține și de o haină de stat aici, de lumea bună sau de ceva aici, cumva, ești niște hoții pe care tu le vei afla, niște răutăți, niște bârfe, niște umilințe. Te umilește. Această persoană are bani, cine e această femeie. Văd că e o femeie bogată, dar e bârfitoare și care îți creează niște piedici, niște obstacole. Niște obstacole din cauza unor bârfe care țin și de un tânăr sau de un bărbat aici, chiar poate că m-ar veni îi spune secretele tale unui bărbat care ți intră în casă, care te cunoaște sau care face... Poate fi vorba de un fost partener sau de unul care vrea să facă cu tine o relație, etc. Deci cumva aici ești într-o astfel de energie a unei femei, ești pe o cale spirituală probabil, de aceea apare această credință, fidelitate, să nu mai acorzi încredere decât persoana de încredere, cum ar veni. Pentru că sau să ții de secrete, că e o mare comoară pentru tine, secretele tale sunt forța ta, comoara ta și să ai încredere că totuși sunt speranțe, chiar și în singurătate ești foarte creativă, tu ești poate inocentă ca un copil, adică sinceră, tu spui și de bine și de rău, ești o persoană romantică, visătoare poate, care îți faci iluzii de o lume mai bună, mai frumoasă, de o lume, să zic așa, ești mai idealistă, dar s-ar putea să ai de-a face cu o persoană care nu prea vede, nu că ea n-ar gândi pozitiv pentru ea, ea gândește pentru ea foarte pozitiv probabil, dar pentru tine nu prea ți vrea, te văd aici că te îmbolnăvește cu ceva din discuțiile, din ambițiile, din răutățile ei, din perfidia ei, din falsitățile ei. Că-ți vine cineva și spune despre această femeie bogată, blondă, care cumva îți invidiază norocul, îți brâfește norocul, să zic așa. Sau ea crede că îți face noroc cu ea. S-ar putea să fie o persoană care ea are o ambiție să-ți facă ea un noroc. Dar ți-l face fals, ți-l face pe interesul ei. Ea are un câștig de bani. Pe ea o interesează niște avantaje. Un act, o serviciu, o casă, de ceea ceva obțin în schimb, să zic așa.
Deci nu face nimic pe gratis, cum ar veni. Ea vrea să-ți facă cumva un serviciu fără măcar să te întrebe, cu alte cuvinte, numai pentru că știe despre tine niște lucruri. Și atunci profită de această naivitate, sinceritatea ta, singurătate, boală ce ai tu, probleme, tristezi și nu știu ce, ca să aibă să scoată în avantajul ei. Ea, orice, probabil, e o persoană foarte pragmatică, practică. Și ea speculează tot. Are și răutate că e și falsă rivală, e și rivală. S-ar putea să fie rivală, ori că ți invidiază că ai tu o anumită situație, ori pe partener, ori chiar să nu fie vreo runa care ți, că-l văd, că văd aici cumva chiar de vorbă, poate cu partenerul tău. Ca și cum sau ți-a luat partenerul. Poate fie rivala care ți-a luat partenerul și vrea să-ți ia și copilul. Spre exemplu, asta e ambiția ei. Ca să-ți ia și copilul, să te despartă, să te ducă așa, singură, singură, pe patul de boală, într-o tristețe, într-o dezamăgire totală. Că-ți vrea norocul. Ea ți-a invidiat de la bun început, poate, norocul. Bărbatul, copilul, afacerea, soarta, destinul. Aici e o femeie care poate fi rivală, poate o cunoști, poate. Aici pare o falsă prietenă, deci cumva o cunoști, că e amică falsă, deci că e din rude, că e din anturaj, dintre foste prietene, nu știu, e ceva aici care apare, o să afli, e pe surpriză. Probabil, sau îți vei da seama, în toată tristețea aceasta, vine o revelație, cumva o puterea credinței. Haideți să vedem și la varianta numărul 2, 3, ciorchinele. Vedem la varianta numărul 3, ciorchinele. Din păcate, viața bate filmul, se spune. De multe ori, realitățile sunt mai crude decât apar în cărți, dar eu încerc să le atenuez așa de multe ori cărțile, să nu le spun chiar tot ce simt eu și văd în cărți, ca să nu induc așa o imagine mai negativă decât v-ați dori eu sau și mi-o doresc să nu aveți, dar după aceea când urmăresc, spre exemplu, și anumite situații care se întâmplă în viața de zi cu zi sau în societate și văd acele energii că au fost și mai rele decât le-am văzut eu, decât le-am spus că de văzut, poate eu le-am văzut, dar de multe ori nu le spun, îmi zic că poate era bine să le fi spus. Dar știți cum e, că depinde și ce urechi le aude, pentru că sunt urechi care le pot accepta lucrurile și să știe și să folosească informația și să evite în o situație alții care din răutate, am mai văzut, mi-a mai scris cineva, m-a dat un mesaj. De fapt, odată am găsit mai multe mesaje cu ceva timp în urmă, în ultima vreme, de adevărat că n-am mai avut astfel de mesaje, probabil de când au început anumite probleme să se întâmple la un nivel foarte mare și pe toată lumea. Persoanele acelea care mă criticau pe mine cu ceva timp în urmă, au început să probabil să-și închidă gura sau cine știe ce li s-a întâmplat și-au dat seama că au greșit. Pentru că am avut foarte mari critici la un moment dat, că văd numai negativul, că văd numai nu știu ce. Eu, dragele mele, dragii mei, o repet pentru cei care nu știți, că cei care știți și apreciați, sunt convinsă că voi înțelegeți foarte bine ce văd eu prin cărți. Eu spun ceea ce văd și simt. Aici este la alegerea voastră, dacă vă uitați să vedeți un video care apare ca la un film. Te duci, te uiți, ați ales dacă te uiți la un film de groază sau la un film de comedie. Nu e, te obligă nimeni să te uiți la canalul meu, nu te obligă absolut nimeni să vizionezi sau să te iei în seamă ce spun eu. Este vorba de energii generale, bineînțeles, și nu sunt adresate în mod special unei persoane sau alteia și nici tuturor în același timp, ci așa, la modul general, eu vorbesc, să spunem așa, cum se spune, de una singură. Dacă voi vă uita și aprecia sau nu, eu vă mulțumesc, oricum ar fi, vă mulțumesc. Eu încerc să petrec timpul într-un mod creativ și să împărtășesc cu voi din cunoașterea mea, să vă spun ceea ce simt eu și înțeleg eu. Dar nu e că vă dă vreo direcție în viață, ceea ce spun eu prin aceste cărți, sau vă rezolvă vreo problemă, sau că vă aduce vreun beneficiu altul decât că mai aflați câte ceva, mai învățați, sunteți mai preveniți ca atunci când mai înveți o rețetă de slăbit sau de îngrășat, sau afli că anumită mâncare nu e bună, sau știu eu ceva de acest gen. Ceea ce știți. Știți deja că voi aveți parte de bunăstare, că aveți parte de beneficii, că sunteți într-o perioadă de relaxare, poate de vacanță, de concediu sau chiar la pensie,
sau chiar că sunteți aveți niște evenimente. Niște evenimente, niște beneficii, niște bani, niște câștiguri care vă vin poate și datorită familiei, prietenilor sau, mă rog, drepturile voastre din urmă, care le așteptați sau care vă vin. Nu știți de niște evenimente, de niște petreceri, dar nu știți și de, poate apărea și o ceartă, o despărțire, o separare, un conflict, o neplăcere, o hărțuială care ține poate și de o haina statului sau de cineva intelectual aici, văd, sau la o petrecere pot apărea niște discuții, niște neplăceri. Știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că trebuie să găsiți poate o soluție legată de o dragoste, de o singurătate, poate de... Aici poate fi vorba de un amatlâc. Sau nu știu, ar trebui să știți totuși că cineva poate avea o problemă în dragoste. Sau veți avea o problemă în dragoste. În casă, da, s-ar putea să apară aici ceva, ori o hoție, ori o întrădare, înșelătorie aici, dar și câștiguri. Vă veți consola, să spunem așa, dacă cumva în relația de cuplu, că am văzut aici, că voi nu știți, că poate apărea o ceartă, poate în relația de cuplu, poate cu ocazia unei petreceri, un eveniment sau pentru ce vă spune partenerul, vreo idee care îi vine, spre exemplu, și vouă nu vă convine și ziceți nu și nu știu ce și cealaltă persoană zice altceva și este o discuție și voi ar trebui să știți că s-ar putea să rămâne și singură. S-ar putea să se supere să plece. Cum ar veni, se supără și vă lasă singură. Știți, nu știți. Și ar trebui să știți. În casă, și în casă poate vă o să vă simțiți poate trădate, înșelate sau chiar vă face vreo pagubă. Dar vă veți consola, veți găsi alte soluții, văd că veți avea niște câștiguri. Totuși, și în afara casei, da, e ceva, o falsitate, e o energie puțin și malefică, poate a unei trădări, a unor persoane nesincere, a unor speculanți. E un speculant aici, e cineva care vrea să se distreze sau aici e cineva care face speculații legate de persoane străine sau persoane tinere pe distracții, cumva care vrea să câștige niște bani, ceva de pe urma unor tinere. Și în dragoste, păstrați-vă speranța. S-ar putea să aveți de-a face cu cineva în dragoste, orică aveți de-a face cu un partener care nu e sincer în dragoste, care vă trădează, el are la servici poate pe cineva sau apare o ceartă, o discuție, ceva, văd aici, că, pentru că poate nu e sinceră, poate pentru că văd eu nesinceritate, apare o neplăcere din cauza unei nesincerități, a unei trădări. Sau aflați de cineva care se ocupă cu niște lucruri necurate, că de aici apare că voi nu știți de cineva, ar trebui să știți că s-ar putea ca iubitul vostru să intre în niște probleme, s-ar putea pentru unul dintre voi, că de aici apar neplăcerile, certurile, să descoperiți că partenerul vostru nu este ceea ce pare, că face cine știe ce afaceri necurate, că are câștigă banii cine știe cu niște persoane de pe urma altor persoane, într-un mod... Așa, mișelește, să zic, într-un mod da, imoral, ilegal, etc. E aici un exploatator, cum ar veni, un speculant, o persoană de neîncredere în afara casei. Asta se întâmplă. Deci ar putea aceasta și voi deja știți, nu știți, pardon, că ar trebui să știți până aici, că s-ar putea să aflați de cineva care va fi închis chiar. Poate că veți afla de un bărbat care va intra într-o problemă cu legea, pentru că e într-un risc aici. De o înșelătorie, de ceva, poate orică are e cu cineva pe mână care face niște afaceri necurate și s-ar putea să aibă probleme, ori e chiar el, acest iubit al vostru, că văd că vă stați pe gânduri și vă gândiți ce o să fie, că apare un scandal aici. Poate fi un scandal în lumea bună, se întâmplă ceva la vreun eveniment, cine știe ce se întâmplă. Și este vreun scandal, vreo neplăcere. Ceva și atunci probabil că iese la lumină niște lucruri care se întâmplă poate la pe timp de noapte sau lucruri ascunse ies la lumină, lucruri necurate cum ar veni. Că vă văd și aici în casă cumva cu o hoție, cu o trădare, cu ceva, dar voi, pe voi ca doamne nu prea vă văd cu neplăcerea. Neplăcerea o are un bărbat, persoane tratate cu legea sau aceste persoane speculanți, aceste persoane care fac niște lucruri exploatează pe altcineva într-un mod așa urât, murdar, ca și cum profită de sărăcia cuiva, de naivitatea cuiva, de vulnerabilitatea cuiva, pentru că are bani, pentru că acea persoană poate fi și străină sau e o persoană care e mai umilă sau că nu are putere, nu are, nu știe, dar apare pentru o înșelătorie, adică ca și cum
totul se întâmplă după, prin intermediul unei înșelătorii, ca și cum te duci să te angajezi undeva și nu se spune pe din afară vopsit gardul și înăuntru leopardul. Nu e ceea ce pare. Te trezești în altceva și nu mai ai cum să ieși de acolo, că nu știi cum, sau că n-ai, ți-e frică, sau că aici ceva e ceva ocult, e ceva care a ajuns la limită, să depășești, adică ca și cum de acum mai mult nu se mai poate, s-a făcut prea rău, e rău prea mare, sau este adevărul că nu mai, cât să mai ții ascuns, ca și cum bagi, cum ar fi, bagi supreși gunoiul, dar până mai devreme sau mai târziu, ori pute, ori se vede că e ceva sub preș, că se face așa cu coloșul, se vede prin preș, să zic așa. Deci ceva de acest gen, pentru că văd că și în dragoste vă ne liniștește ceva. Voi aveți speranțe de o schimbare, dar vă ne liniștește, așteptați, sunteți într-o așteptare, ca și cum intuiți, bănuiți, poate. Orică e persoana iubită aici, că aici sunt mai multe situații, nu le putem lua pe toate la fel, pentru că e generală, dar în orice caz, în afara casei, puteți afla ceva. Păi nici nu știți măcar de acest scandal, poate, care ține și de haina, de intelectual, de lumea intelectuală, niște evenimente la un nivel poate mai. Este ceva aici, parcă zici că e ca prins, cum ar veni, este adevărul, da, se vede. Aici nu mai poate fi ascuns, poate fi vorba de un amatâc, poate fi vorba de o trădare, poate fi vorba și de o speculă ceva legată de niște energii feminine serviabile, care fac niște servicii, care sunt persoane poate aici puțin mai, cum să zic, superficiale, nu realizează în ce se bagă, ceea ce se întâmplă, sunt naive sau, mă rog, sunt chiar constrânse într-un fel sau altul prin această hoție, prin această capcană care le-o întinde aceasta. Pot fi și influențe, curăși farmece, adică e o persoană aici cineva lipsit de scrupule care probabil umblă și cu magia ca să poată să aducă, să manipuleze, să poată să țină sub control o anumită situație. Se fac magie neagră aici, poate fi vorba de magie neagră, trădare, înșelătorie, hoție, văd aici speculă, da, cineva care se îmbogățește pe spinarea altuia repede. Cumva, și voi aveți o neliniște, dar sunt și păstrați-vă speranța că se poate schimba ceva. Dragostea învinge. Poate de aceea vă dați seama ce comoară este să iubești cu adevărat și să fii iubit cu adevărat, să ai pe cineva care să fie sincer cu tine, să te iubească. Poate că din familie, poate că din cei prieteni, din anturaj, poate că faptul că tu ai forță, putere și că ai un contract de muncă stabil, serios, sănătos, că ai, poate fi și acest lucru aici, pentru că dă o siguranță că tu știi deja că ești în siguranță, poate că doar auzi de alte persoane prin ceea ce trec. Sau chiar partenerul, la unele dintre voi poate să fie chiar și partenerul. Că i-a mers cât i-a mers și s-ar putea să nu-i mai meargă. Și s-ar putea să fie vorba și de o persoană importantă, nu e vorba de o persoană foarte simplă aici, pentru că aici pare o persoană cu bani, totuși, care e cu această trădare în afara casei, sau vei descoperi că partenerul tău are pe alta, te trădează și tu te consolezi, te duci undeva la plimbare, te duci să faci niște cumpărături, devii mai egoistă, poate te vei gândi mai mult la tine și vei avea și neliniștea asta, că poate te gândești, ia uite ce mi-a făcut, o fi așa, n-ai încredere, nu știi, poate nici nu știi ce să crezi, pentru că această persoană s-ar putea să te și mintă, că aici apare această trădare, înșelătorie, minciună, poate fi și minciună. Da, te ia cu lugul, că nu e decât o colegă de servici, că e subalterna mea, că nu știu ce. Aici voi știți mai bine cu cine aveți de-a face, că na, fiecare își cunoaște mai bine propria viață. Aici sunt energiile care le văd așa în general și eu le spun și voi vedeți dacă vi se potrivește sau nu. Cam asta e din această imagine care o văd așadar pentru acest weekend. Eu sper că ce am văzut de bine să fie de bine. Ce am văzut de mai puțin bine să nu fie, să aveți parte de un weekend minunat, binecuvântat, fără energie malefice, voodoo, magie neagră sau mai știu eu ce, fără acest gen de personaje care fac specule sau, mă rog, specule care profită de naivitatea, de vulnerabilitatea cuiva, te păcălesc, te înșală și mai știu eu ce, că astea sunt foarte, e rău să n-ai încredere, să nu poți să faci, să te bazezi pe prieteni, să n-ai prieteni, adică să dai seama, să te trezești că să dă prieteni și e altceva, sau ca prietenă, mai ales dacă să fie și prietenă și să-i mai spui poveștile de viața ale tale și ea să ducă să-ți facă rău după aceea, să te spună, te bage în gura lupului cum ar veni sau să-ți facă alte rele, câte și câte se întâmplă.
când auzi că de unde îi se trage, că tocmai de la cea mai bună prietenă, de multe ori și de la soră, frate, copil chiar, sau mamă, tată, sau câte cazuri au fost în care capcana cea mai urâtă a venit chiar din sânul familiei. Cea mai mare intrigă, cea mai mare trădare, ați văzut și la casele regale, cel puțin acum, poate mai puțin în vremurile noastre, dar înaintele casele mari erau cu foarte mari intrigi. Toată istoria povestește de intrigile familiei Borgia, spre exemplu, sau care se ucideau între ei, se otrăveau între ei și așa mai departe. Sau alte case regale de alte părți ale lumii. Acestea v-am spus, eu vă mulțumesc că vizionați acest video. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!